Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu. Există o nedumerire în rândul unei persoane care frecventează o biserică. Suntem încurajați să dăruim. Cât să dăruiesc? Cum să o fac? Și unde să o fac? Discutăm despre banii pe care îi dăruim lui Dumnezeu împreună cu Titus Păștean, reprezentant Crown Financial Ministries în România. Să clarificăm termenii ce înseamnă să dăruiesc și cum să o fac. Într-adevăr, pentru un creștin, ideea de a da din ce are pentru alții nu este nouă și probabil în cultura noastră românească, ideea de a da altuia din ceea ce ai este oarecum cunoscută. Și totuși, probabil nu foarte mulți înțeleg că Scriptura ne învață sau reglementează acest aspect introducând două concepte sau două termeni, în sensul că învățăm pe de o parte despre zeciuială și pe de altă parte despre dărnicie, lucruri care ambele se referă sau concepte care ambele se referă la a pleca bani de la noi înspre Dumnezeu, înspre alții, dar ele sunt totuși diferite. Dacă îi să ne uităm la zeciuială, înțelegem că termenul provine din limbra ibraică și se referă la A10 a zecea parte sau 10 procente din ceva. Zeciuiala o întâlnim în Vechiul Testament în primă instanță, dar lucru care poate și mai puțin știu este că zeciuiala ca și concept să dai 10% din ce ai precede legea mozaică sau legea lui Moise și ea apare în Geneza capitolul 14 versetul 20 la Avram care îi dă lui Melchisedec 10% din strada de război. Ideea este că Dumnezeu ne învață apoi prin legea lui Moise să dăm acest 10% din veniturile noastre și este o cerință, nu este o sugestie. De aceea, la întrebarea să dăm zeciuială sau să nu dăm, aș răspunde printr-o întrebare să respectăm legea gravitației sau să nu respectăm pentru că observăm în scriptură și în ceea ce Biblia ne lasă să înțelegem că zeciuiala este un fel de principiu moral al universului lui Dumnezeu, care într adevăr a ajuns să fie reglementat în legea lui Moise, dar precedând legea lui Moise, ne pune pe gânduri și o posibilă interpretare este că zeciel este un principiu universal al universului moral al lui Dumnezeu și că decizia de a o respecta ține de noi nu este o impunere morală a lui Dumnezeu în sensul dacă nu dai zeciuia la te bat sau te pedepsesc, ci mai degrabă este o înțelepciune în a respecta o lege morală înscrisă în universul lui Dumnezeu. De aceea încurajez să dăm zeciuială pentru a fi în pace cu universul în care ne-a așezat Dumnezeu și aș putea argumenta mai mult lucrul acesta, dar cred că asocierea zeciuielii cu legile morale sau cu legile fizice ne poate ajuta în sensul acesta. Desigur, pentru unii care au citit Biblia, zeciuiala o percep strict legată de legea lui Moise, drept pentru care ei spun nu mai suntem obligați să dăm zeciuială din toate veniturile noastre sau din banii în primul rând. Aș sugera că avem cel puțin două motive importante pentru care permanența sau continuitatea zeciuielii este până astăzi, în afară de faptul că este o lege universală sau o lege naturală care trebuie să ținem cont de asemenea a legii gravitației și motivele ar fi un pasaj din Maliahi, capitolul 3, în care când Dumnezeu vorbește despre importanța zeciuiele și spune Nazda zeciuială la casa mea, drept urmare sunteți sub sublestem, Dumnezeu prefațează acel pasaj și spune Eu sunt Domnul, nu mă schimb. Deci Dumnezeu vorbește despre continuitatea caracterului lui ca un indiciu al permanenței acestei învățături legate de zeciuială în sine. Pe de altă parte, ne găsim în Noul Testament, în discuția despre Domnul Isus cu farisei despre zeciuială și despre dărnicie, și Domnul Isus în răspunsul lui, când spune pe acestea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute, discuția era despre milă și dreptate vizavi de a da zeciuiala, Domnul Isus spune zeciuiala să o continuați și mila și dreptatea să le faceți și pe astea, pe acestea să le faceți și pe celelalte, să nu ne lăsați nefăcute. Deci zeciuiala continuă sau este argumentată, este păstrată și în Noul Testament, deci este o practică care merită aplicată în interesul sau în favoarea noastră, respectând-o, ne supunem lui Dumnezeu și beneficiem de binecuvântarea lui Dumnezeu, nerespectând-o, ne supunem legii naturale lui Dumnezeu și nu neapărat intervenție lui imediate și directe, ci consecința nesupunerii față de o lege este că legea ne calcă în picioare. Am discutat astăzi despre importanța dăruirii a 10% din ceea ce câștigăm ca o lege neschimbată a lui Dumnezeu de care depinde cuvântarea sau blestemul nostru. Acestea le-am discutat împreună cu Titus Păștean, reprezentant Crown Financial Ministries în România. Ne reauzim data viitoare, vom continua același subiect. Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu.